dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă de miercuri în această perioadă minunată când prezentăm rețete pentru Crăciun. Astăzi o să facem împreună niște conuri de brad, dulci, delicioase și foarte, foarte frumoase. Haideți să vă zic de ce vom avea nevoie. 150 de grame de ciocolată neagră, 100 de grame de caramele, 50 de grame de unt și 50 de grame de unt de arahide. După care vom orna conurile pe care le obținem cu fulgi de cereale de ciocolată. Eu am folosit Chocapic, ceva de genul acesta. Și o să pudrăm cu un pic de zahăr pudră la final. Mai întâi voi pune la topit bomboanele de caramel și ciocolata. Punem și ciocolata neagră aici, la topit. Și așteptăm să obținem o cremă frumoasă. În timp ce se topesc caramelele și ciocolata, o să amestec untul cu untul de arahide. Dar în același timp o să fiu atentă să mai amestec de când în când și nuala. S-a topit aici ciocolata și caramelul, s-au amestecat, arată delicios. O să iau ceam aici în vas și voi turna peste untul de arahide și unt. Amestecăm bine. Dăm această compoziție frumoasă și delicioasă, pentru că am gustat-o, bineînțeles, la rece. Am scos compoziția de la rece, s-a întărit foarte bine și acum o să luăm câte puțin și vom orna cu ajutorul mâinilor. O să îi dăm o formă de brăduț pe care după aia vom lipi cerealele. Ia să văd eu dacă mai știu cum modelam plastilina când eram mică. Conurile sunt aproape gata. Adevărul e că e nevoie de puțină răbdare atunci când le facem, dar rezultatul final merită, pentru că sunt superbe. Iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Brăduții noștri de până acum au și conuri. Anis un pic peste ele, sunt superbe, crema este extrem de delicioasă. Combinația de unt de arahide, puțin sărat, cu ciocolata dulce, cu caramelul. O nebunie, abia aștept să-i savurez. Deja îmi plouă în gură. Dacă v-a plăcut și această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și, bineînțeles, împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ați dori să o savurați. Ne vedem săptămâna viitoare!